Bună ziua, bine v-am găsit la interviurile de ce sport. Invitatul meu de astăzi este selecționerul național de basket masculin, Mihai Silvășan, antrenor și la UBT Cluj-Napoca. Bună ziua, domnule Silvășan. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Silvășan, aș vrea să, să începem cumva cu, cu finalul, cu cele mai recente știri. UBT Cluj-Napoca a terminat sezonul european, o înfrângere cu cei de la London Lions. Cum, cum a fost meciul? Ce putem învăța de aici? Ce experiență acumulează echipa dumneavoastră? În primul rând a fost un sezon excepțional din punctul nostru de vedere. Nimeni nu se aștepta să ajungem în primele 8 echipe din această competiție. Este de-abia al doilea sezon în care participăm în EuroCup. Primul sezon nu a fost un succes, am terminat pe locul 9 din 10 echipe. Evident că anul acesta porneam cu mai multă experiență și mai multe speranțe, însă faptul că am reușit să terminăm pe locul al doilea după faza grupelor în fața unor echipe precum Gran Canaria, Tur Telecom, care de altfel au și jucat finala sezonului uh, trecut de Eurocup, uh, Budușnos Podgoriț, o echipă extrem de puternică din Abalic, uh, ne face să fim uh, mândri, să Considerăm acest sezon un real succes, deși se, se putea și mai bine. Am avut un match decisiv pentru calificarea în semifinale, la noi acasă, în fața 10.000 de oameni, și cu siguranță puteam evolua mai bine în acel match și să obținem victoria. Bun, asta înseamnă că. Dacă... Să per total lucrurile. Vă rog, vă rog, vă rog. Pe total, suntem de, mulțumiți de cum au mers lucrurile și ne motivează extrem de mult să muncim în continuare, să fim mai buni și, de ce nu, să avem performanțe și mai bune în anii ce urmează. Asta voiam să vă întreb. Dacă anul trecut ați terminat pe locul 9 din 10, anul ăsta ați terminat în primele 8 echipe din, din competiție, în anii următori ne așteptăm să, să creșteți, să mergeți și mai departe, poate spre un trofeu european. Acum când am simțit gustul victoriei, vă dați seama că ne dorim din ce în ce mai mult, însă e o competiție extrem de dificilă. Participă 20 de, de echipe din diferite campionate puternice ale Europei, și de cele mai multe ori echipele care au uh, potențial și dorința de a merge în, Euro, în Euroliga masculină, de fapt, altfel cea mai puternică competiție intercluburi din, uh, din Europa. Uh, acele echipe, în general, își fac cele mai uh, solide loturi și câștigă, câștigă competiția de altfel. Ne bucurăm că suntem acolo, ne bucurăm că am avut un al doilea an în această competiție de succes. Un alt fel de succes poate fi considerat și faptul că am avut pentru al doilea an la rând media cea mai mare de spectatori din întreg Eurocapul, ceea ce ne face să fim mândri și le mulțumim din suflet oamenilor care au fost alături de noi și care au venit la sală la meciurile noastre. Dar cum ai spus, aceste lucruri nu mai și nu mai ne pot motiva ca să fim și mai buni și să muncim și mai mult pentru a încerca să avem evoluții și mai bune în sezoanele viitoare. Bun, ca să ajungem în Euroliga, ce ne trebuie în momentul de față? Singurul mod în care putem ajunge acolo este să câștigăm Eurocapul. Euroliga este cu totul altceva. Ne trebuie un buget mult, mult, mult mai mare decât e uh, acum. Uh, ne trebuie și, evident, noroc și un sezon extrem de consistent din toate punctele de, de vedere pentru a reuși să câștigăm uh, Eurocapul. Uh, încă e un vis uh, destul de departe de noi, însă nu se știe niciodată ce, ce ne rezervă viitorul. Bun. Uh, domnule Selvașan, de curând ați fost numit uh, selecționerul uh, Național de Basket, ați avut și meciul de debut. Din păcate, n-a fost unul cu, cu succes meciul de debut, a fost chiar uh, un eșec așa, în, ultim, în ultima clipă, când probabil nu se mai aștepta nimeni, mai ales că meciul a fost dominat de la un capăt la altul aproape. Da, uh, cu siguranță a fost un eșec. Uh, sincer, nu ne-a căzut bine atât mie cât și jucătorilor. Uh, am avut doar două zile de antrenament înainte de acel match, uh, dar am fost extrem de mulțumit și de bucuros cum uh, i-am văzut pe băieți la antrenamente, cum uh, cu ce atitudine au venit și cât de bine s-au pregătit în aceste două zile de antrenament. Din păcate, deși am controlat 35 de minute din joc și am arătat un basket chiar, chiar bun, nu am reușit să menținem ritmul și lipsa experienței sau lipsa meciurilor extrem de puternice și a spus cuvântul și nu am putut fi tari din punct de vedere mental ca să, să reușim să păstrăm diferența și să câștigăm uh, acel meci. Din punctul meu de vedere e o datorie, o onoare să spun așa, să accept această muncă. Nu este o muncă absolut deloc ușoară. Basketul românesc nu se află uh, într-un punct extrem de înalt în elita basketului european. De altfel nu a fost niciodată, însă acum se află chiar destul de jos. Însă accept această provocare cu... Am acceptat această provocare cu, cu mândrie, cu onoare și uh, încerc să fac tot ce și să punem cunoștințele și uh, orele de muncă până la urmă folosul basketului românesc pentru a încerca să fim uh, din ce în ce mai buni pe viitor ați fost și, și capitanul Naționalei de Basket. Cum v-au primit jucătorii la, la debut? Așa Cum, cum v-au văzut? Se uită la dumneavoastră ca la cineva spre care aspiră sau doar ca la un antrenor care vine și la un moment dat va pleca? Sincer, nu știu. Asta trebuie să, să întrebați pe ei. Din punctul meu de vedere, echipa națională nu se poate refuza. Nu am refuzat-o nici pe vremea când jucam, nu am refuzat-o nici acum ca antrenor. Am mai fost și antrenor secund la un moment dat. Însă, chestia asta trebuie să întrebați pe jucători ce simt. Din punctul meu de vedere, vă spun că am fost extrem de mulțumit de atitudinea și mentalitatea pe care au arătat-o la antrenamentele dinaintea acelui uh, meci cu Luxemburgul. Uh, cred eu că este un punct bun de plecare să fim să formăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Uh, ne vom mai întâlni în August, chiar dacă nu este uh, fereastră fiba, nu vor fi meciuri oficiale, însă voi avea două săptămâni de pregătire cu ei. Atunci voi avea. Mai mult timp să îi cunosc mai bine, să mă cunoască mai bine, să uh, înțeleagă ceea ce vreau eu de la, uh, de la basket și ce vreau eu ca, ca antrenor să înțeleg și eu pe ei, să-i cunosc mai bine din toate punctele de vedere. Bun, dar la, la echipa națională se poate merge pe ideea asta de, de grup, de, de echipă unită? Pentru că la națională de obicei se cheamă jucătorii care sunt cei mai în formă în momentul respectiv, nu? cu siguranță se poate merge pe această idee. Este unul și unul din scopurile mele de a crea un grup de jucători care vin cu mândrie, care joacă pentru echipa națională și joacă numai și numai la victorie, nu interesează statisticile personale, pun echipa pe primul loc. Cam ăsta e scopul. Evident că nu e atât de mult timp ca la o echipă de club, însă în timp se pot crea astfel de mentalități în care să se vină cu mândrie, să se vină cu bucurie la, la loturile naționale și nu doar că ești obligat sau că îți impune cineva acest lucru. Bun, Cum se împacă munca de selecționer cu munca de antrenor la club? Uh, se împacă, până la urmă este tot, uh, tot basket. Vă dați seama că urmăresc foarte multe meciuri uh, săptămânal, atât din uh, Liga Națională cât și din uh, Europa. Maj, pe majoritatea jucătorilor îi cunosc așa, uh, de afară, făcându-le scouting uh, când joacă împotriva noastră, însă trebuie să-i înțeleg mai bine și să-i cunosc mai bine din, uh, punct de vedere mental, să văd cum gândesc și cum abordează până la urmă această meserie. Că este, este o meserie până la urmă. Bun. Domnule Silvașan, haideți să mergem puțin mai în, mai în urmă, așa, în carieră, chiar de la începuturi. Am citit despre dumneavoastră că ați practicat karate, ați practicat fotbal, după care mama v-a dus la basket. De unde schimbarea asta? Uh, am practicat karate când eram mic, evident, în clasele 1-4. La fotbal nu am fost primit, eram prea grăsuț pentru fotbal, am vrut să mă duc la fotbal, însă nu am fost primit. Și până la urmă am ajuns la, la basket în 1996, pra parcă la 11 ani. A fost dragoste la prima vedere, uh, mi-a plăcut enorm de mult. Ce, ce înseamnă basketul, neavând în fami familie pe absolut nimeni care să practice acest sport uh, înainte, însă, după cum am spus, a fost dragoste la prima vedere și de atunci uh, continui să fiu în acest sport și să uh, îl iubesc până la urmă, pentru că nu poți să, să fii bun în ceva sau să uh, faci o meserie cu foarte mare plăcere dacă nu, nu iubești acel, acel lucru. Dragoste la prima vedere, concretizată și prin, și prin trofee. Ați câștigat 8 titluri de campion, campion național la juniori. Da, la juniori am avut o generație foarte frumoasă, cu mulți dintre uh, colegii de la junior sunt uh, în continuare în relații extrem de bune, de prietenie, suntem foarte apropiați. Și cu siguranță mi-a schimbat uh, viața, uh, apartenența la acea echipă și la, uh, la basket până la urmă, uh, m-a făcut să fiu uh, cine sunt în ziua de azi. Bun. Uh, ați fost chemat la, la echipa de seniori destul de repede. Dacă ziceți că în 1996 v-ați dus la, uh, la basket, în sezonul 2001-2002 deja erați chemat la, la echipa de, de seniori a Clujului. Cum uh, s-a întâmplat da, destul de repede, exact. așa ca să zicem? La 17 ani am făcut pasul, chiar încă nu în în 17 ani când am fost chemat în primul cantonament al echipei de seniori. Îmi doream foarte mult acest lucru, ca orice tânăr jucător, ca orice tânăr basketbalist, aveam modelele în fața, în fața mea, îmi doream să ajung să joc la echipa de seniori a orașului, și bineînțeles, pe vremea ce am doream să evoluez la un nivel mult mai înalt decât am evoluat, însă destinul și până la urmă soarta m-a făcut să rămân la același club toată cariera mea sportivă. Una destul de scurtă, pentru că am renunțat la basket la, la 30 de ani, însă una extrem de plăcută și, și frumoasă din punct de, punctul meu de vedere. Accidentările pe care le-ați avut de-a lungul anilor au jucat un rol în decizia asta de retragere? Cu siguranță au jucat un rol. Prima mea accidentare serioasă a fost la 2006, la 21 de ani, când a trebuit să mă operez de, de hernie de disc. Atunci am început mai serios să mă gândesc la ce vreau să fac după basket. Uh, știam că vreau să rămân în acest sport minunat și mă atrăgea ideea de, de antrenorat și încă de, de pe atunci am început să mă documentez despre și să mă educ în sensul ăsta în a, de a deveni un, un antrenor în, după terminarea carierei de, de jucător. Dar ca să revenim, într-adevăr, două operații la spate, una la genunchi, probleme cu tendoanele lui Achille, cu siguranță a fost unul din motivele pentru care am renunțat repede relativ la cariera de jucător și m-am concentrat pe, pe cariera de antrenor. Conta și faptul că medicina nu era atât de avansată ca astăzi și practic și recuperarea era mai greoaie? Nu știu, operație de hernie de disc, am făcut o clasică, adică tăiat, nu la paroscop, însă mi-a fost expus faptul că dacă o fac în acest sens, șansele să recidiveze sunt mult mai mici și am ales să fac așa, recuperarea a durat aproximativ 3-4 luni de zile, după 4 luni eram deja în teren la prima operație, după 4 luni și ceva eram în teren la a doua operație, da. două operații care nu au avut legătură una cu alta, adică au fost în locuri diferite, deci nu, nu am avut recidivă, ca să spun așa. Am înțeles. Și cea de la genunchi? Acolo a fost un, vorba de un chist, practic. A, la genunchi a fost vorba de un chist uh, care m-a ținut în jur de două luni în afara terenului, însă toate acestea adunate uh, nu sunt doar cele 3-4 luni de absență, sunt. Uh, lunile sau săptămânile dinainte de operație. De exemplu, la prima operație am stat trei luni înainte, pentru a încerca să mă recuperez fără să fie nevoie de, de operație. Uh, am avut uh, nu am avut succes în chestia asta. Să mă operez. Am mai stat trei luni. Am început antrenamentele și la câteva săptămâni a apărut problema la, la genunchi. A trebuit să mă operez și acolo, deci în total am stat vreo 9 luni de zile fără să, fără să joc, ceea ce m-a scos extrem de mult din, din ritm. Nu e ușor să revii la o formă bună după 9 luni de, de absență, cu siguranță. Bun. Spuneați că încă de la 21-22 de ani ați început să vă orientați către zona asta de, de antrenorat. De ce are nevoie un antrenor de basket ca să aibă succes? Adică mă gândesc că nu e suficient să știe noțiuni despre sport. Aulă, e o discuție extrem de lungă. Se poate vorbi foarte mult despre, despre chestia asta. Un antrenor ca, nu doar de basket, în, în orice sport, cred eu, are nevoie de un, nu știu, un complex de, Uh, calități și de lucruri ca să, ca să aibă succes. Uh, începând de la noroc, de la șansă, de a avea uh, șansa să fii la locul potrivit în timpul potrivit, uh, cunoștințe, pentru că nu poți să apari în fața unor jucători, indiferent de vârsta lor sau de ce de calități au, fără să fii extrem de pregătit, fără să știi exact ce vrei să realizezi, fără să ai răspunsuri la orice fel de întrebare legat de strategia pe care ai ales-o, pe care ți le pot pune jucătorii. Cred că este extrem de important să fii uh, pregătit. Uh, studiul continuu este din nou la fel, de, la fel de important să apar tot timpul lucruri noi. E foarte important să ai pasiunea și uh, puterea necesară de a uh, te educa până la urmă tot timpul. Și aici la educație nu mă refer doar din punct de vedere basketbalistic strict, tact, Mă refer la, la psihologie, la nutriție, la pregătire fizică. Cred eu că un antrenor bun trebuie să știe noțiuni și câte ceva din toate, din toate domeniile astea. Trebuie să mai ai foarte mult curaj, pentru că nu este ușor să gestionezi grupuri de 12-14 jucători. Când, din experiența mea, primul meu an de antrenorat, ca antrenor principal aveam 31 de ani, aveam jucători mai în vârstă ca mine și aveam jucători care jucase finale de Euroleague, erau la jucase la un nivel foarte înalt. Cred eu că mi-a trebuit mult curaj ca să accept acea provocare și să, a trebuit să fiu extrem de bine pregătit ca să mă fac respectat până la urmă în fața celor jucători, pentru că dacă nu te faci respectat și jucătorii uh, nu uh, cred în ceea ce vrei să faci și nu te respecte, e foarte greu să, să ai succes ca antrenor. Bun, dar și ca, și ca jucător, ca să ai succes ca jucător, presupun că totul începe de la juniori și inclusiv de la antrenorul de la junior, nu? Cu siguranță, începe de la junior, de la antenorul de la junior. Antenorul de la junior are marea responsabilitate, din punctul meu de vedere, să, în primul și în primul rând, să-ți inspire o mentalitate corectă, o mentalitate prin care tu trebuie să înțelegi că lucrurile nu se obțin ușor, lucrurile se obțin doar prin multă, multă muncă, că o să ai și eșecuri în viața de, de jucător, că nu toate lucrurile vor fi roz. Însă felul cum treci peste acele lucruri poate să facă diferența în favoarea ta în acea carieră despre care vorbim. Ok, se, face, se mai face scouting la nivel de juniori, nu doar la cluburi, adică nu știu, să se meargă în curtea școlilor să se vadă dacă există vreun talent natural acolo care ulterior să poată fi șlefuit. Depinde de fiecare. Acum e foarte vagă discuția. Sunt cluburi și cluburi, sunt antrenori și antrenori. Din punctul meu de vedere, ar trebui să, să se facă. Noi, de exemplu, am adus acum recent la Academia noastră la Cluj un jucător din Bacău. Acolo nu era. Nu este o tradiție în și nu era, însă era foarte înalt, destul de motric pentru înălțimea lui și. L-am adus la, la Cluj. Asta ca, ca exemplu. Însă, cu siguranță, antrenorii ar trebui să facă lucrul acesta, să fie interesați, să fie pasionați, nu doar de partea financiară, pentru că acum, la multe cluburi, este vorba despre un business până la urmă, antrenorii își câștigă traiul și uh, trăiesc din, uh, din acest lucru. Însă, pe lângă asta, trebuie să. Ai și de ceul și scopul foarte bine definit, și cred eu că singurul scop ar trebui să fie creșterea de jucători pentru echipele de seniori, de jucători de calitate, ceea ce evident că la noi în țară nu suntem extrem de performanți, spre deloc performanți, sunt în, din acest punct de vedere și uh, trebuie să, să, să creștem cu siguranță. Oh. Presupun că și la basket, ca în orice alt sport de echipă din ultimii ani, și părinții se implică foarte mult, mai ales la nivel de junior. Poate la nivel de senior deja fiecare e pe treaba lui, dar la nivel de junior presupun că și părinții se implică foarte mult, uneori chiar dorind să înlocuiască antrenorul. Sincer, nu, nu mă pot pronunța din acest punct de vedere. Nu mă duc la toate antrenamentele de junior, nu știu exact ce se întâmplă. Eu consider că munca mea la nivel de senior este total diferită de munca unui antrenor de, de junior, și așa e și normal și așa și trebuie să fie. Uh, practic este o altfel de meserie. Uh, îi spun antrenori de basket, însă sunt două lucruri uh, total diferite. Dacă se întâmplă așa cu părinții, cred eu că nu e bine antrenorii ar trebui lăsați să-și uh, facă treaba, pentru că evident uh, câți din uh, părinți sunt sau au fost în domeniul respectiv sau știu despre ce vorbesc. Uh, cu siguranță părinții își iubesc copiii și le vor binele, însă de cele mai multe ori metodele prin care aleg să o arate, dacă dăm exemplu ăsta cu implicarea la antrenamentele copiilor, nu sunt cele mai... Uh, reușite și nu cred că fac bine nici copilului și nici antrenorului care încearcă să dezvolte acel copil. Bun. Pe partea de, de Ligă Națională, în continuare se merge pe destul de mulți jucători străini. Se tot aduc jucători din Statele Unite, dar și din țări din, din, Europa. Ar fi o soluție cumva impunerea sau limitarea numărului de străini și impunerea unui număr de jucători români în, în loturi, ca astfel și Naționala să crească? <laughs> e o discuție veșnică asta, însă eu mi-am mai spus și îmi spun în continuare punctul de vedere. Nu aceasta este soluția. Nu trebuie să începem cu decizii care țin de nivelul echipelor de seniori. La nivel de echipe de seniori, antrenorii trebuie să își primească jucătorii foarte bine pregătiți, ceea ce nu se întâmplă absolut deloc. Eu cred că trebuie să lucrăm. Uh, să avem cât mai mulți antrenori care înțeleg ce înseamnă să pregătești un sportiv pentru altă performanță. Uh, oricum, acum suntem, cred că singura țară din Europa care avem regulă cu uh, doi uh, jucători români permanenți pe, pe teren. Ca să vă dau exemplu, am jucat cu Gran Canaria, care vine din uh, cea mai puternică ligă din, uh, din Europa, din Spania. Vine dintr-o țară care... Uh, a fost de foarte multe ori în ultimii 15-20 de ani campion mondial, campion european, finalistă olimpică și Gran Canaria, echipă de top din Spania, avea din 15 sau 16 jucători în ori 4 spanioli restul erau străini, erau cu pașapoarte, erau. Uh, acolo primează calitatea și performanța. Eu cred că benefic pentru noi ar fi să învățăm, să educăm copiii aia care vin de la, care fac pasul de la junior la senior, că viața înseamnă o luptă, că succesul în orice înseamnă că trebuie să te lupți pentru acel ceva, nu să primești totul pe de-a gata. Când vom reuși să facem chestia asta și când vom crește jucători care au această mentalitate, cu siguranță și rezultatele la nivel de echipe naționale de seniori vor fi mult mai bune. Acum eu am doi copii, cu siguranță nu am acel ce fel de mentalitate încât să le dau totul pe de gata. Treaba mea ca părinte este să îi învăț să se descurce singuri în viața asta. Același lucru ar trebui să se întâmple și uh, cu tinerii basketbaliști. Ei Trebuie să se descurce singuri, că până la urmă ei nu se lupte doar între ei uh, aici în țară. Trebuie să se lupte cu alte echipe din străinătate la nivel de, de echipă națională. Uh, ceilalți jucători din străinătate se învață de mici că concurența este ceva benefic și da, de ori se poate întâmpla ca... Uh, mulți jucători să, să renunțe, să cedeze. Însă jucătorii care renunță și cedează cu siguranță nu uh, au ceea ce le trebuie pentru a ajunge sportiv de, de înaltă performanță. Și mai bine pentru ei, pentru viitorul lor, că se lasă. Pentru că dacă la orice problemă, la orice, uh, nu știu, orice greu pe care, pe care îl dai, de care dai în viață, renunți, cu siguranță nu poți să uh, fii un om de foarte mare succes, nu doar, în, nu doar în basket. Cam asta este viziunea mea și cam asta încerc eu să transmit de, de, de fiecare dată când sunt uh, întrebat. Uh, referitor la acum, dacă vreți să trimitem toți străinii din țară, cred eu că nu am mai avea de să facem 10 echipe în toată Liga Națională și nu am uh, avea absolut niciun fel de calitate. Nu cred că ar face bine absolut nimănui acel lucru. Eu cred că trebuie să avem o Liga Națională extrem de puternică, uh, care să atragă oameni la sală, care să atragă copii, care să uh, creeze modele pentru copii tinerii copii care fac basket uh, și cred eu că așa volumul poate fi din ce în ce mai mare la uh, echipele de junior și la selecție până la urmă, iar de acolo, dintr-un volum mare, muncă mai de calitate decât se face acum, cred eu că pot apărea jucători din ce în ce mai buni. Însă, simplu fapt că îi aruncăm în o luptă total nepregătiți, uh, nu cred că îi ajută cu absolut nimic. Le, doar, le dă doar impresia și, nu uh, știu, mentalitatea că li se cuvine tot, că ei nu trebuie să se lupte, că e normal așa ceva. Ceea ce nu vrem și nu cred că este benefic pentru ei ca oameni, în primul rând. Bun. Uh, mai am două întrebări înainte de, de a încheia. S-a amintit dumneavoastră de, de modele, de faptul că performanța creează modele. Uh, în ultimii 20-30 de ani, chiar și pentru necunoscătorii de basket. Ieșeau întotdeauna cumva niște nume la suprafață Aveam pe Ghiță Mureșan Care e cunoscut de toată țara Vă aveam pe dumneavoastră Mare parte dintre români vă știau numele Erați capitanul echipei naționale Mai avem în momentul ăsta Jucători de baschet în țară Pe care să-i știe un număr foarte mare de oameni Sau ar trebui să lucrăm La a-i promova uh, În primul rând Cred eu că ar trebui să nu ne gândim doar la jucătorii români care pot fi modele. E ideal să ai cât mai mulți jucători români care pot fi modele. Avem, cred eu, câțiva în funcție de orașul din care fac parte. La nivel de țară, să spui că... Uh, E cunoscut, foarte cunoscut un jucător, nu cred că avem. Poate vorbim de Emicație, care uh, a fost la Real Madrid, care a jucat în Spania așa cum evoluează uh, cu succes pentru noi și în, uh, în EuroCup, însă alții nu prea nu prea văd să existe. Uh, acum, uh, nu cred că a fost vreodată cazul să avem foarte mulți jucători care să fie extrem de exponențial. Da? V-ați referit la, la Ghiță Mureșan, cred eu că este singur, singurul exemplu, poate pe alocuri mai a apărut un Virgin Stănescu care a jucat în Euroligă, un Vlad Moldoveanu care a jucat în Euroligă, uh, poate un Cătălin Burlacu, Dacă am atât. Eu nu, mă, eu nu intru în discuția asta, pentru că, sincer, nu am fost un uh, extrem de bun jucător. Am fost un jucător bun într-un campionat destul de slab la uh, a României, nu în primele câteva campionate din Europa. Deci eu cred că trebuie să luptăm și să creăm jucători care pot, pot, să ajungă să joace la cel mai înalt nivel în Europa și de ce nu în NBA. Și de-abia atunci acei jucători pot fi modele de succes pentru tinerii basketbaliști. Bun, și ultima întrebare, pe tot ați pomenit de NBA. În anii 80 era clar, NBA-ul era cel mai tare. După asta, cum, cum vedem acum? Care e mai, mai bine clasat, mai bine cotat? NBA-ul sau Euroliga și unde ne clasăm noi în basketul european, noi România? Bună întrebare. Sunt două lucruri destul de diferite. Mie personal îmi place mai mult să mă uit la Euroliga și la Eurocup evident, acum am văzut o grămadă de meciuri din Eurocup. Uh, mă mai uit și la NBA, însă nu foarte des. Mă uit la playoff, mă uit la meciurile care contează din când în când, însă nu, nu foarte des. Cred eu ca valoare individuală și ca condiții și tot ce reprezintă NBA-ul este peste Euroliga, cu siguranță. Uh, până la urmă, acolo uh, aspiră fiecare jucător de basket din lume să ajungă. Și cei din Europa care sunt cei mai buni, acolo își doresc să ajungă. De departe sunt cele mai mari talente și jucătorii cu cele mai mari calități sunt, sunt acolo. Însă, ca stil de basket, ca stil de joc, eu prefer să, să urmăresc Euroliga și regulile sunt puțin diferite, nivelul de intensitate la fiecare meci. Ceea ce mă interesează pe mine aici, în România și în Eurocap. Pot să învăț mult mai multe lucruri uitându-mă la, la meciurile de, de Euroliga. Uh, îmi place spectacolul din Euroliga, îmi place nivelul de intensitate și cum se luptă. Uh, bătăliile pentru, pentru fiecare victorie sunt uh, extrem de, de dure. Uh, deci, cu siguranță, sunt fan uh, Euroliga. Dacă mă întrebați unde suntem noi destul de departe. Vedem cu echipa națională cam pe, cam pe, unde suntem, cu siguranță nu putem spune că suntem în top sau nici măcar aproape de, 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 de din Europa. Ca echipe de club avem exemplu echipei noastre care în ultimii ani a făcut, au făcut, perform, am făcut performanțe destul de bune. Avem Oradea care de mulți ani e Uh, și ea în, joacă în Europa cu un anumit succes. Uh, cred eu că trebuie să avem din ce în ce mai multe echipe, să avem în fiecare an 4, 5, 6 echipe care joacă în competițiile europene. Și uh, ca nivel de campionat... Cred eu că suntem pe drumul cel bun și suntem uh, din ce în ce mai, uh, mai sus. Poate nu, nu cu siguranță nu în primele 10 campionate din Europa, dar cred eu că imediat uh, după uh, putem să, să ne considerăm. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult, domnule Silvășan. Vă mai așteptăm uh, la noi și vă dorim succes în Liga Națională și la echipa națională. Mulțumesc din suflet. Sper să fie să fim sănătos, să putem munci în continuare. Vă mulțumesc, o zi frumoasă să aveți! Frumoasă, la revedere! La revedere!